Bună să vă fie ziua, dragi urmăritori, și vă invit în cele ce urmează să urmărim un material care ne prezintă ceea ce produc anumite animale. Aici, în imagine, avem în introducerea acestui videoclip un cocoșel american care își arată frumusețea, deși nu îl auzim cum cântă pe fundal. Uitați-vă cât de frumos stă, cât de frumos arată, cu siguranță că la ochiul fiecăruia este plăcut. Așa cum am spus, o să ne uităm astăzi la ceea ce produce vaca, oaia, porcul, și cu siguranță că dumneavoastră cunoașteți marea majoritate, dar ne aducem aminte și ne uităm cât de valoroase sunt. Le avem aici pentru prima dată în cadrul acesta pe aceste găini. Găini care sunt, după cum le vedeți, specifice de carne, sunt grăsuțe, așadar primul lucru care îl produc aceste găini sunt carnea, atât de favorită pentru noi oamenii, o carne specială pentru grătar, de ce nu. După care avem din nou o altă rasă de găini, specială de data aceasta pentru ouă, așadar găinile produc carne și ele mai produc și ouă. Acele ouă gustoase pe care le folosim la micul dejun, care le punem în fața familiei pentru a face o omletă sau prăjituri și fără de care, sigur, nu am putea să facem multe, multe lucruri. Uitați-vă cât de benefică este găina pentru noi, ca și oameni. Ea produce carne, în al doilea rând produce ouă. Să le apreciem și să le stimăm. Mai departe, avem binecunoscutele văcuțe. Văcuțe care aici sunt închise la grajd, după cum vedeți, ele mănâncă liniștite și ele produc și ele ceva. Nu doar că mănâncă, deși avem impresia că ar mânca foarte mult, să vedeți cât de multe lucruri produce și o vacă. Este pe măsura ei. Ea nu produce ouă, dar vaca produce și ea. În primul rând, lapte. Un lapte de calitate, pe care îl folosim foarte mulți la cafea, pe care îl folosim de asemenea la prăjituri și fără de care cred că mai greu am putea să trăim. O cană de lapte se spune că este foarte sănătoasă pentru organism, de aceea să alegem în continuare să bem și lapte de văcuță, care cred eu că este foarte bun cu grăsimea lui naturală. După care avem al treilea animăluț. Porcul. Porcul care, după cum vedeți în imagine, este o rasă de carne. De la ei, cu siguranță că o să răspunde și dumneavoastră aici, ei trag dintre acea țeavă care este cu directă servire pentru apă. De asemenea, dacă ne uităm la acești purcelași și îi vedem atât de frumoși, ei vor crește mai mari și când vor crește la o greutate optimă pentru a fi sacrificați, vom vedea că ei produc o carne, o carne bună, o carne care o folosim pe grătare, o carne care o folosim în diverse mâncăruri, dar și slănina, să nu uităm că este o grăsime naturală, o grăsime bună. Uitați-vă cât de frumos se prepară un grătar foarte reușit cu carne de purceluș. Așadar, un lucru foarte important despre purceluș îl găsim aici, lucru pe care îl știm și ce aș vrea să apreciem în continuare aspectul acesta, că ei produc o carne, o carne bună, de care avem nevoie. Este adevărat să nu consumăm foarte mult, este recomandat și de doctori. Acum, în imagine, avem aceste frumoase oi, oi care sunt de rasă, o rasă specială pentru carne, cu siguranță, și o rasă specială pentru lână. Ea produce aceste lucruri. O să vedeți în următoarele imagini că aceste animăluțe deosebite au în structura lor aceste beneficii, și anume să producă carne
să producă prânzeturi, dar să producă și lână. O lână cu care noi, oamenii, o prelucrăm și ne îmbrăcăm, ne facem diverse haine frumoase și care ne țin de cald pentru perioada rece. De asemenea, card de oaie este foarte recomandată, specificând mulți specialiști și spunând așa că nu conține foarte mult colesterol. În aceste imagini vedem meii, rezultații din acele oi frumoase, mei care, cu părere de rău, spunem că foarte mult se duc la e-sport, pentru că românul nu este obișnuit atât de mult cu carnea de oaie, ci el o preferă doar la Paști, la sărbători. Dar haideți să mergem și pe această carne, că este foarte bună. Uitați-vă aici, un mel, cum bine se învârte la acest rotesor și se prepară pentru toți pofticioșii și pentru toți iubitorii de carne, de oaie, de miel. Da, dragii mei, aceste lucruri sunt produse de oaie. Așa cum v-am spus, și lâna, care este foarte prețioasă și ea, o lână curată, o lână care trebuie să fie îngrijită pe animal. Și alt rezultat sunt aceste brânzeturi. Brânzeturi pe care le folosim de asemenea la mic dejun, la tot felul de mâncăruri, paste și alte mâncăruri gustoase și speciale. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Va urma un alt videoclip cu cartoful. De aceea vă rog să ne urmăriți în continuare. De ce nu să ne dați un like, să vă abonați și să ne lăsați un comentariu. Până data viitoare, vă salut și vă doresc toate cele bune.